masca este obligatorie, doamnelor și domnilor, pe stradă în toată România. Este o decizie a instanței definitivă care a venit cu foarte puțin timp în urmă. Cătălina Buzoianu ne spune mai multe. Cătălina, te rog. Bun găsit. În Alta Curte de Casație și Justiție a decis acest lucru, a admis practic recursul făcut de către Departamentul pentru Situații de Urgență la hotărârea luată de către Curtea de Apel București în urmă cu aproximativ o săptămână. Vă reamintesc că este vorba de o acțiune formulată de către o avocată din Constanța și anume Minodora Ion a fost cea care a contestat articolul 4, punctul 15 din Ordinul DSU, potrivit căruia cetățenii sunt obligați să poarte masca de protecție inclusiv în spațiile publice deschise. Primul termen l-a avut la Curtea de Apel, care Curtea de Apel a admis această cerere, scoțând practic în afara legii acest articol. Nu a fost însă atunci o decizie definitivă. Iată, Departamentul pentru Situații de Urgență a contestat această hotărâre, iar astăzi, în Alta Curte de Casație și Justiție, a dat dreptate Departamentului pentru Situații de Urgență. Drept urmare, purtăm masca de protecție, indiferent dacă vom fi sau nu, vom mai fi sau nu vreodată în carantină, în toate spațiile publice deschise. Nepurtarea acestei măști atrage o amendă cuprinsă între 500 și 2500 de lei.